Bună ziua, dragii mei, sunt Lucid, bine v-am găsit la un nou episod. De data asta vom vorbi despre ce înseamnă să mâncați carbohidrații selecționați. Carbohidrații se împart în două grupe. Pe de o parte există carbohidrați care sunt absorbiți rapid din intestinul fluxul sanguin și cresc foarte rapid nivelul glicemiei din sânge. Pe de altă parte există carbohidrați care ajung mai încet în fluxul sanguin și astfel nu declanșează creșteri puternice ale glicemiei în sânge. Printre carbohidrații care sunt absorbiți rapid se numără, de exemplu, zahărul, produsele din făină albă, mierea, băuturi care conțin zahăr, sucuri de fructe și chiar fructele. Printre alimente care conțin carbohidrați care se absorb încet se numără, de exemplu, pâinea integrală, orezul integral, fulgi de ovăz, cartofi, păstăi și legume. Creșterea nivelului glicemiei în sânge se tervigesează în cazul unui conținut mare de fibre alimentare și în cazul unei cote părți de grăsimi în masa respectivă. Explicat printr-un simplu exemplu practic, aceasta înseamnă că un pahar de suc de portocală duce la o creștere mai rapidă a glicemiei în sânge decât o portocală, care ca fruct întreg are mai multe fibre alimentare decât sucul stors. Dacă lângă sucul de portocale mâncați o pâine integrală, însă cu un strat subțire de unt și acoperită cu cășcaval, atunci absorbția zahărului în sânge va fi semnificativ scăzută și valoarea glicemiei în sânge nu urcă atât de mult ca după consumul unei portocale. Cantitatea de carbohidrați este într-adevăr mai mare la o masă completă, și astfel nivelul glicemiei din sânge crește pe o perioadă mai lungă de timp, dar nu va atinge o culme și culmile sunt cele care trebuie de fapt evitate. La modul foarte general, acest lucru înseamnă că în loc de o pâinică din făină albă mâncați, mai bine pâine integrală, în loc de două banane deodată mâncați, mai bine o banană cu un iaurt natural și în loc de fulgi de porumb și alte cereale procesate pentru micul dejun, treceți mai bine la musli și fulgi de olvăz. Dacă v-a plăcut acest videoclip și ce aveți de făcut, eu sunt domnul Radu, vă salut și ne vedem data viitoare.